23,7% doamne în Parlament din partea PSD, 18,8% doamne din partea PNL, 15,9% doamne din partea USR, 12,5% doamne din partea AUR, 10,3% doamne din partea UDMR. Vreau să fiți conștienți, stimați colegi, că și dacă am fi avut codul numeric personal în dosarul de candidat pe listele electorale, doamnele nu vor fi fost mai multe. Pentru că, stimați colegi, dacă vreți ca țara noastră să reușească, sfatul meu și al colegilor mele astăzi din Parlament, indiferent de culoarea politică, este: mizați pe femei. Eu cred că e visul nostru pentru întreaga generație, pentru că toți vom avea de câștigat dacă femeile și bărbații sunt parteneri. Avem nevoie de lideri cu empatie față de problemele celor de lângă noi, față de noua generație în numele căreia luăm decizii. Dacă ne dorim doamne în Parlament, eu cred că, stimați colegi, soluția e ca la nivelul fiecărui partid politic care își trimite reprezentanții în Parlamentul României, decizia politică trebuie să fie cât mai multe doamne pe listele electorale în poziții eligibile și nu codul numeric personal este cel care ne lipsește nouă astăzi, doamnelor, ci decizia politică. Femeile n-au nevoie de o lege pentru a accede în funcții politice, au nevoie de sprijin corect și o evaluare corectă. Mulțumesc și să dea Dumnezeu ca în legislatura viitoare să avem cât mai multe doamne în Parlament cu sprijinul de această dată al colegilor noștri bărbați. Încep cu sfârșitul discursului dumneavoastră. Nu doar femeile, și tinerii și alte categorii sociale au nevoie de legi pentru a fi corect reprezentate. Chiar dumneavoastră, alături de mai multe colege senatoare, în 8 martie, dacă țineți minte, într-o ședință cu discursuri festive, ați susținut un proiect de lege pentru implementarea unei forme de cote de reprezentare a femeilor în Parlament. Unde este acel proiect pe care l-ați putea trece într-o zi? Dumneavoastră puterea, PNL și PSD cu majoritatea pe care o aveți, treceți într-o zi comasarea. Proiectul acela este într-un sertar la Camera Deputaților. Dacă voiați, dacă nu era mai mult decât o declarație de 8 martie, într-un an trecut, l-ați fi trecut și l-ați trece, pentru că nici măcar nu contează cu cât timp înainte de alegeri, fiindcă sporește reprezentarea femeilor. Acest proiect de lege este despre un pic mai mult decât ce spuneți dumneavoastră, dar voi reveni la reprezentarea femeilor în politică. Și anume, transparentizează într-o platformă online gestionată de AEP dosarele de candidatură, fiindcă în acele dosare de candidatură sunt mai multe lucruri. Sunt și niște informații legate de profesie, este și declarația privind colaborarea cu securitatea, despre care nu știm nimic. Oamenii depun... Unii candidați depun pe proprie răspundere declarație că n-au colaborat cu securitatea, candidează în repetate rânduri, nu avem acces la aceste dosare și aflăm după ani de zile că au colaborat cu securitatea, deci că au comis un fals, o faptă penală. Dar să revenim la reprezentarea femeilor și la reprezentarea vârstelor. Să știți că acest proiect de lege vine dintr-o observație și o cerință a mai multor asociații. Asociațiile și ONG-urile, pentru a studia reprezentarea politica femeilor între candidați, sunt nevoite să analizeze la mână, cu creionul în mână, mii sau zeci de mii de liste de candidaturi la alegerile locale, fiindcă nu avem aceste date. De aceea, pe lângă alte date cerute, într-adevăr, am introdus în această platformă, bineînțeles într-un mod securizat, și acele date din CNP care sunt necesare pentru identificarea vârstei și a sexului. Fiindcă, să știți, dincolo de orice măsură coercitivă, mai întâi trebuie să știm cum stăm. Ar trebui să știm cum stăm și la membrii de partid, câți bărbați și câte femei sunt în fiecare partid, pentru ca apoi să fie o bază de selecție care să ducă la reprezentarea corectă. Atât e susținerea mea, v-aș ruga, domnul președinte, ca să nu mă întorc, aș vrea să-mi susțin și amendamentul respins din acest raport, un amendament care vine exact în întâmpinarea, este la marginal 1, singurul amendament,
vine, aș aprecia, doamnă senator, dacă ați ascultat argumentele, poate votați amendamentul. Da, dar nu puteți acum, domnul senator, pentru că are raport de respingere. Dacă pică raportul de respingere, puteți susține. Dacă se... Vă rog, frază de încheiere. O singură frază, prin acel amendament, acceptând, știu eu, niște frici legate de CNP, am redus introducerea doar la primele trei cifre din CNP, care însemnau exact vârsta și sexul. Mulțumesc. Sunt perfect de acord cu doamna senator care a vorbit mai devreme că ar fi bine să mizăm mai mult pe femei. Cred și eu, văzând ce se întâmplă în biserică, faptul că și în societate implicarea femeilor mai mult ar ajuta mai mult și dacă ar fi mai multe femei în politică, probabil că ar fi mai bine. Dar această implicare nu poate fi dictată de vreo lege, nu poate fi hotărâtă printr-un fel de secționare socială, printr-un fel de impunere de cote. Asta trebuie să vină natural. Asta dacă avem încredere într-adevăr în femei și nu ne folosim de apelul la ele în mod ipocrit și cu altfel de intenții. Pentru că dacă avem încredere în ele, credem că sunt capabile să spună dacă vor sau nu vor să intre în politică și să-și croiască un drum în politică, pentru că n-am văzut în România să se opună cineva femeilor în politică. Dimpotrivă, am văzut femei care au deținut funcția de premier, de președinte de cameră, dețin funcții de comisie în Senat și în Camera Deputaților și așa mai departe. Ceea ce este firesc, pentru că, dincolo de ceea ce ne deosebește, femeile sunt egale cu bărbații în drepturi, potrivit legii și potrivit naturii. Ei, trebuie însă să mergem pe normalitate, nu pe dictat ideologic. Asta la modul general. La modul particular, nu văd la ce ne-ar ajuta să scriem acolo CNP-ul, fie el și fragmentar. În ce fel ar conta asta știind câte femei și câți bărbați și de ce vârste sunt ei? Nu cred că ajută la procesul electoral. Este tot un reflex venit de la extremiștii de stânga care vor să controleze totul și eventual după aceea să dicteze totul. Deci, stimați colegi, sunt de acord cu voi că degeaba o să avem o lege care vorbește de cote dacă nu avem mecanisme prin care să promovăm femeile în funcții politice. Doi, stimați colegi bărbați, în momentul în care am dat prin lege, am insistuit prin lege posibilitatea ca o mamă să-și ia concediul de creștere a copilului 2 ani de zile, ați venit imediat și ați cerut și voi o lege, astfel încât și tatăl să poată sta acasă 2 ani de zile să crească un copil. Deci, avem nevoie de lege care să promoveze femeile în Senat atunci când nu avem mecanisme de promovare. Pentru că evaluările, cu părere de rău, stimați colegi, le faceți dumneavoastră, bărbații. Sunt femei care își fac treaba foarte bine. Fie că vorbim în politică, fie că vorbim în zona de business, în zona de privat, în zona de social, unde vreți dumneavoastră. Dar trebuie să avem o deschidere mult mai mare și să înțelegem că România are nevoie de femei în funcții de decizie, că femeile trebuie să ajungă acolo unde se iau decizii, unde se împarc resurse. Mulțumesc mult de tot! Două observații aș avea de făcut. Una este pe proiectul de lege care, dezbaterile care au avut loc acum, sunt pe lângă proiectul de lege. Pentru că proiectul de lege prevede introducerea codului numeric personal, proiectul de lege, amendamentul de care a vorbit colegul nostru, prevedea introducerea ultimelor cifre din codul numeric personal, dar scopul e altul. Ca atunci când se face o confuzie a numelui și prenumelui candidatului respectiv vis-a-vis de sexul acestuia, să te poți duce la codul numeric să stabilești sexul. Eu nu mi-am aminte ca în legislația noastră, ca în cultura noastră, să fi avut astfel de confuzii, ca numele și prenumele să nu poată să diferențieze sexul unui candidat. Venim cu probleme și creăm probleme care nu există, poate că le luăm din alte părți sau din alte
întâmplări din alte țări și veniți și le transpunem de dragul de a crea probleme și de dragul de a scrie legi care nu au nicio aplicabilitate în legislația noastră. Al doilea lucru care vreau să-l ridic astăzi este legat de procedură, pentru că, domnule președinte, procedura nu mai respectă nimeni. Vorbim de niște timpi de discurs, timp care nu sunt respectați. Ne-ați rugat ca intervențiile pe procedură să nu depășească un minut și nimeni nu respectă minutul respectiv, mai mult decât atunci când își consumă timpul de dezbatere, persoana respectivă vine pe procedură, dar de fapt vorbește tot dezbatere și e lăsat un timp chiar mai mult decât cel de dezbatere să vorbească pe procedură, neatingând problemele de procedură, ci discutând tot dezbatere sau de multe ori intrând în jigniri și în dialoguri personale. O singură clarificare, nu vă rog, vă rog că ați deviat și dumneavoastră de la subiect. Încă o dată, o frază, vă promit. ONG-urile și oricine vrea să vadă reprezentarea femeilor în listele de candidați și socotiți câteva mii de UAT-uri, ori numărul de partide, deci vorbim de zeci de mii de liste complete de candidați, sunt nevoite să citească nume cu nume, pentru a vedea sexualitatea tot. Pe când trei cifre într-o bază de date ar însemna o secundă pentru un calcul simplu al reprezentării femeilor și bărbaților. Atâta tot, vă rog să nu faceți procese de intenție unde nu e cazul. Mulțumesc, domnule președinte.